prezentă în viața tinerilor desfrânarea. Dacă pui doi tineri din ăștia desfrânați pe scaunul de căsătorie care abia așteaptă să vină seara, gândește-te, tânăr drag care ești aici și fată care ai să auzi prin casetă. De se întâmplă o nenorocire, nu știi ce-i pregătit de Dumnezeu, de ajunge bărbatul să stea în căruț. În 2 săptămâni l-ai lăsat și ai plecat cu altul, că tu nu te poți înfrâna. Motivul căsătoriei tale a fost desfrânarea. Tânărule care ești aici, de-ți ajunge soția să stea în pat de suferință, nu știi ce-i hotărât de Dumnezeu în viață. În 2 săptămâni ai lăsat-o și ai plecat cu alta, că motivul căsătoriei tale a fost desfrânarea. Tu nu te-ai căsătorit să se împlinească planul lui Dumnezeu. Tu nu te-ai căsătorit ca să ai o ascultare de Dumnezeu și să te încadrezi în planul lui, ci tu te-ai căsătorit că nu te-ai mai putut înfrâna. Și s-o da, frate, învățătura, nu te poți înfrâna. Este adevărat că în Biblie există un verset, zice, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească. Dar asta vorbește la gradul de normalitate. Adică nu putem la infinit, să spunem așa. Pavel a zis, fiecare să rămână ca mine. Dar a zis, nu toți pot primi asta. Pavel a înțeles asta, nu? Dar a zis, fii desfrânat cât se poate. De asta s-a ajuns și am auzit printre frații bătrâni. Când nevasta i-a fost la maternitate, s-a dus și-a trăit cu animalele. Oameni care au avut îndrăzneala să ia Biblia și să vorbească în numele Domnului. Așa ai să se ridică pielea când auzi desfrânarea. Tânăr desfrânat, căsătorit desfrânat. În așa zisele familii creștine să auzi că se ajunge la împreunare și în timpul sorocului și frate cu calea îngustă. Se poate așa ceva? Se poate. Oameni căsătoriți care într-un an au 2 copii, la 9 luni, la 10 luni apare altul. După lege, spune Biblia, în Vechiul Testament, în cazul când era fată, cea născută, spune Biblia, femeia trebuia să fie necurată ca pe timpul sorocului. 80 de zile, asta înseamnă aproape 3 luni de zile. Fă socoata, 9 luni și cu 3 luni. Ar fi? Nu? Și unii chiar să laudă cu asta. Frate, Domnul ne-a binecuvântat și avem 2 copii într-un an. Să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine. Numai soția aia știe ce bărbat are. Și spui că o iubești și când e cu cancer la Cluj, atunci postești 30 de zile, 40 de zile și le arăți la frați cât de viteaz ești. Dacă n-ai avut-o în viață, n-ai iubit-o cu adevărat. Ai fost un desfrânat. Să nu mă înțeleagă cineva greșit. Eu nu spun astăzi aici, altceva decât ceea ce auziți. Deci sunt cazuri de oameni care cum i-a sosit nevasta la maternitate, e aproape de ăla care o trăi cu animalele, da? I-a sosit nevasta de la maternitate și în prima săptămână, că nu se poate înfrâna! Spun ăștia filozofii că ei se înfrânează, păzesc perioada fertilă a femeii și se înfrânează. Aia e drăcovenie, nu-i înfrânare. Dar pentru un om al lui Dumnezeu, n-ar trebui să existe capitolul ăsta în viața lui, înfrânarea? Desfrânat ai fost tânăr când te-ai căsătorit, desfrânat ai fost în viața de familie. Și te miri ceea ce te uimește. S-a auzit bărbat la 70 de ani la mărturisire bătrân că îl chinui un duc de curvie. Și ne mirăm de ce bătrânii tac în adunări. De ce e atâta stricăciune? De ce e atâta îmbălmășeală? Pentru că pe omul ăla îl chinuie altceva. El nu e un om care a fost un om al lui Dumnezeu. El, viața lui a fost o viață ascunsă sub un umbrar. El a fost un desfrânat.
Un om care în mintea lui s-a învârtit tot felul de bazaconi și de nebunii toată viața lui. Și când i-a plecat nevasta la 70 de ani, el încă nu se poate înfrâna. Rușine pentru Biserica Pentecostală s-a auzit bărbat la 70 de ani că umblă să se mai însoară dată. Ce mărturie ești tu pentru tineri, pentru cei din adunare, pentru cei care te ascultă? Dumnezeu să facă lumină în viața noastră. Curvia, prea curvia, necurăția, necurăția, astea toate sunt surori. Astea toate sunt surori. Dumnezeu să ne ajute. Scrie un verset, mi se pare, dacă nu greșesc, în Cartea Proverbilor, despre unii oameni care vor muri din lipsă de înfrânare. Așa te doare. Cât un bărbat care a predicat Evanghelia o viață întreagă și să-l auzi la 65 de ani, la 70 de ani, că a căzut în păcat de curvie. Așa e de dureros. Așa e de greu. Dumnezeule, fă ceva pentru noi. Ocupă-te de noi. Muncim prea mult, ne rugăm prea puțin. Stăm în fața ta prea puțin. Lucrurile vin și duhurile ca avalanșa. Și sunt atâția oameni mascați printre noi, care trăiesc în tot felul de stări și nebunii, și care se ridică la cină, care predică, care prorocesc, dacă vreți, care spun că-s trimis de Dumnezeu și practic așa lucruri grozave. Dumnezeule, ajută-ne! Amin. Dacă citim în Galateni, în continuare, una din particularitățile roadei Duhului Sfânt este înfrânarea poftelor. Nu? La ce dacă te duci la piață și n-ai bani și vezi acolo piersici pe tarabă și nu te poți înfrâna? Întinzi mâna, ai luat, ai mâncat, nu? Și aici îți trebuie înfrânare, nu? Dacă vezi o mașină pe stradă și ești chinuit de duhul ăsta, ai vezi câte unii sunt în stare să învârtă capul 360 de grade când vede o mașină nu știu de care. Îți spun la câte unii, mie nu mi-ar trebui mașina asta. Dar cum să nu-ți trebuie? Dar uite, Nu. Asta e pereche cu aia care ne sfătuiesc, nu știu cum, să mănânci, să fii sănătos, spunea un frate mi-a plăcut. O să trăiești multe zile pe pământ. Mie nu-mi trebuie să trăiesc multe zile pe pământ. Lumea asta e prea periculoasă ca să pot, să-mi doresc să trăiesc multe zile pe pământ. Nu? Așa o zis Pavel într-o zi. Era bătrân, dar o zis, îmi doresc să mă mut acasă la Domnul. Amin. Oamenii care au plecat sunt în siguranță. Soțiile care au plecat, e dureros, e greu, dar dacă-s la Domnul, pentru ei vine. Amin. Pentru noi e mai periculos, pentru noi e riscant, pentru noi e greu. Dumnezeu să se ocupe de starea noastră. Amin. Doamne, fă ceva pentru noi. Amin. Fă ceva pentru noi. Nu-ți întoarce fața de la noi.